Cu comentariul la cuvântul fratelui Virgil. Într-adevăr, educația la cuvântele de astăzi este un lucru mai mare pentru părinți. Pentru că majoritatea vine și se plăcească cu mine, îmi pun această întrebare, cum să facem, cum să pun copiii în jur. Cum să-i păzim de cele rele, la mod general. În primul rând, nu dacă așa de când vorbim foarte mult, trebuie să înțelegem foarte mult ce lume trăim. Și v-am legislat sfârșit câteva cuvinte astăzi, cum nu s-au atins. Noi o trăim într-o lume care ar putea spune că o lume post-creștină, adică cultura dominantă nu este cea creștină. Vorbesc de România, vorbesc de la lumea în general. Chiar și în noi țară, o cultura creștină, cultura de sine, o cultură deja secundară, știu să spun. Inclusiv cei care frecventează biserica, au o înțelegere deja multe eronată a ceea ce înseamnă vădătoarea bisericii, ce înseamnă de Hristos. Și să vă provoc un pic. N-am să mai amintesc foarte mult. De exemplu, la taina comuniei, când se știe apostolul, se spune așa, bărbaților, iubiți-vă femeile proaste pe cum Hristos biserica. Să o sfințească pe dânsa și toate neprihănită. Și atunci, dincolo de toate acestea, să zic eu, dezvoltări tehnologice, culturale, politice și mai departe, ne întrebăm niște chestii elementare, de bază. Cum trăim noi, adulții? Astăzi, noi trebuie să oferim copiilor, da? Cum trăiește soțul cu soția? Câți dintre bărbați înțeleg că te slujească soția, femeia sa, și care a ales-o singur, să-l scrie în fața Sfântului Altar pentru că a primit binecuvântare, înțeleg să-i slujească femeia pe cum Hristos biserică. Adică până la jertfă. Așa iubi Hristos biserică. Asta, apropo, deci trebuie să fii bărbat. Știți? Și să... pentru că chipul bărbatului se rușește Hristos. Pentru că orice bărbat care este încă rațional și încă înțelege cine este, asta este modelul Hristos. Noi suntem foarte departe acest model. Și de aici vin consecințe. Da? Familiile, femeia, în general, îl numează pe bărbat, să știți. Așa. Însă eu, în început, să-l numesc pe bărbat. Cu două condiții. Ca bărbatul să o iubească și să-i confere siguranță, credibilitate. Da? Când ea se știe, te trăiește într-un cadru în care are protecție. Și afecțiune, bineînțeles. Și atunci merge în mod firesc, natural, după bărbatul. Nu bărbatul nu mai este bărbat. Și femeia tinde să-și iasă din firescul ei. Amândoi ești din firescul lor, dar nu este un cadru în care copilul să lase cum se cuvine. Pentru că acela este miezul în care copilul crește. Pentru că copilul se hrănește numai cu hrană, numai cu laptele mamei, ci cu afecțiunea mamei. O zi când crește cu afecțiunea soților, a părinților. Pentru că copilul învață să iubească. Și eu mă confund. Și nu mai pot, mai că toți duhovnici. Văză realitatea a faptului că noi n-am învățat să iubim în familiile noastre. Sau am învățat mai mult sau mai puțin. Sunt familii în care părinții au fost cum au fost, pentru că și la rândul lor nu au primit această educație a iubirii, care este o educație fundamentală. Nu că este firescul nostru, firescul este să iubim.
Iar fost să se manifestă demonice în lumea de astăzi, pe ce se implantează? Pe acea Dumnezeu din viața noastră. Diavolul nu ne stăpânește, nu stăpânește omul, ci stăpânește absența Dumnezeu din nou. Când au este teritoriul care își face mentă și acolo lucrează. Deci nu înțelegem acest tablou al așezării duhovnicești fundamental. Bărbat, femeie, iată, nu mai știm, cum să nu mai știm cine suntem. Sau nu mai știm dacă ești bărbat, că trebuie să ne punem această întrebare care este absurdă, spun altfel, care arată că cum ne-am ieșit din firesc și am ieșit din cadrul rațional. Pentru că dacă spui astfel de întrebări și ești din cadrul unei științe, știi cum științe? Pentru că un cromozom care are fiecare dintre noi are de clar dacă sunt bărbați sau femeie. Cum se îndoiește acest lucru? Și asta este cadrul în care crește copilul. Doi la mână. Biserica. Pentru că noi începem până așa de care ți-l ocazim pe așa să se arăși astfel de oameni care sunteți nu bisericiți. Sunt oameni bărbăleași care frecventați regulat biserica. Mergi la biserică așa cum știți de ce mergem la biserică. Mergem să ne întâlnim cu Hristos. Discuție de Sfânta Masa Treia, Sfântă Liturghie. Și de asta spun foarte mult, spuneam, n-am nevoie de biserică, mă rog și acasă. Spune, rugăciunea este foarte bună și necesară, este necesară. Dar Hristos este, să zicem, Duhul și Sfântul, stăm în Sfânta Biserică. Pentru că asta oferă preotul în biserică, în primul rând. Duhul Sfântul Viitorul. Și în Sfânta Biserică este iarăși un fapt fundamental din viața creștină. Noi trecem prin jertfă, adică prin Muritul cu Hristos și Învierea cu Hristos. Noi trecem prin moarte, dragi mei, trebuie să ne iubim, trecem prin moarte. Și atunci, dacă trecem prin moarte, dar cât se înțeleg și că dacă nu trăim măcar, dacă nu zice măcar mental în lucrul acesta, dacă și de ce să nu fie de cu adevărat. Și acest lucru ne face să trăim așa cum se cuvine biserică, să transmitem și copilul nu știe acest sentiment, așa să trăim. Pentru că copilul nu știe de ce vine acest. El poate asistă la un ritual, acolo se mișcă niște oameni, preotul are mișcarea lui, veșmintele lui, se tămâiază, se cântă, mai departe, dar din nou nu înțelege foarte bine ce se întâmplă. Și acest lucru vine treptat, așa să înțelegem. Noi atunci nu înțelegem, dar copilul. Și copilul meu de biserică, de ce? Pentru că niște nu trăim pe Hristos. Se vede o sterpiciune, de fapt, în trăimii superficial, venim la biserică, pentru că fie din obținuință, ceea ce nu neapărat rău, dar mai devreme să fie mai mult mai mult decât atât, fie că avem necazuri, iarăși nu e rău, dar ți-e mult mai mult decât atât. Și nu venim numai când avem nevoie. Adică, biserica este ceva așa, un tip utilitar, când avem nevoie, mergem la biserică. Nu suntem frumos, atât de gând ale noastre. Deci nu trăim integral Duhul Evangheliei. Și această lume este golită de acest Duhul Iisus, ca Duhul Sfânt. Și trăim spațiul manifestării Duhului căzut, Duhul demonice, care ele, scută, dar și cum spunea, Părintele asemenea. Dar când da pe Crize o unghie, el te ia cu toți, dar atunci și ca cea cu toți. El dezvolește rășit vrăjmașul, dezvolește vrăjmașul. Și el profită de fiecare mică ezitare noastră. De aceasta, care este atât de important să fim conștienți în ce lume trăim și cine sunt. Poate restul, poate astea tehnologie care prin persoană. Sigur că, dar ne luptăm cu niște instrumente care tind să acapareze. Dar oare noi oferim copilul și alternative viabile? Și am spus că Virgil foarte bine. Afecțiunea. Să ne preocupați să oferim copilului îmbrăcăminte. Se poate să niște cursuri și mai departe. Să aducem în casă. Dar
timp. Am auzit de foarte multe ori, foarte mulți copii, de anumitrați în familie, cu o bună stare materială, și care reproșau, deși aveau de toate ce reproșau, dar nu mai fost cu mine când eu am avut nevoie. Și asta la 20 de ani, la 25 de ani. Nu când eram. N-ai fost cu mine când am avut nevoie de tine. Da? Că vedeți, în modul de viață tradițional, copiii trăiau lângă părinții lor în mod organic. Așa la când cu părinții, duceau fără cu animalele, faceau în viața gospodărească, cu fraților lor, că erau tot timpul împreună, tot timpul împreună. Povestea cineva la un tată, spunea, când veneam seara și aveam cu toții, unii eram ca așa de la cât și am repart, pentru că ne adunam la o masă, mergeam în cuță și scutea în picioare, și am atât sărași și mama nu avea decât de niște făină și vine așa făcea niște lipioare, îl punea pe plită și le făcea și mâncam și eram atât de fie și discutam și noi și povestea ce a făcut în cursul zilei. Și eram atât de bucuroși și de fericiți. Noi acum, ce spunem, suntem înguibați. Copiii noștri sunt frigiderul și care se fie și spun, dar nu-i nimic de mâncare. Când zice să fii tu sătul de toate. Ori, dacă văd de gusturi, dar și cu mintea în parte, mă nu. Sunt foarte acele gusturi, sunt deja fără altceva și altceva, așa, cu cât anumit o mâncare care simulează mai mult, dar sunt mai mulțumit. Pentru mâncarea gătită nu mai este bună, că am mâncat o de tot și la fiind simplă. Și atunci, viața modernă în care noi toți am acceptat-o și așa de noi rugăm de ea, ne fac să mai trăim firesc, să mai trăim unii cu alții așa cum se cuvine. Copiii noștri trăiesc în condiții de laborator, în repaciul părăscă, pe tot, mai trăiesc în relație cu creația Dumnezeu, între au bunicii noștri și bunicii noștri. Toată această lume ne oferă această civilizație, care materiale, care sunt atât de atașați, ne oferă un mod de viață bolnav. Și asta bolnav nu este copilul nostru. Este ca un virus. Deci un copil care îmi place. Transmite în copilul nostru și în generație și generație. Și ne întrebăm ce se face în copilul nostru și cum se crește. E o provocare enormă. Ce vă spun din propria experiență, și sunt și acum, copiii mei sunt foarte mari, o familie de la Dumnezeu. Pot să fiu doar așa, ea și am să închei cu câteva lucruri de sate practice. La un moment dat, când erau mici, început de a avea școala, și era nebunia cu televizor și cu cablu și cu foarte multe programe. Și când mă nebunea ideea să le spun copiii la programe de televiziune, și m-am zis la sine și am întrebat, ce să fac? Pentru că erau frustrați, nu de frustrări. Pentru că copiii aveau la școală, aveau colegilor, se uitau la televizor și lumea ne aveau televizor și m-am luat un pav de învăța micuți cu un canal și s-a dat un dat. Și m-am zis la sine așa. În mărătă a trebuit să-i lase să se uite. Pentru noi asta este important, să aibă discernământ, adică să le cultiv discernământ, să înțeleagă ce este bine și ce este rău. Pentru la un moment dat, inevitabil, vor intra în contact cu aceste imagini, cu această lume. N-ai cum să închizi, n-ai cum să închizi într-o gulă și să-i lași acolo. Dar trebuie cultivat discernământul vorbirii pentru copii. E văzut un mod de viață frumos în familie, mamă cu tată. Da? Toată această afecțiune. Pentru că copilul tinde să stea acolo în acest cadru care oferă așa de siguranță, protecție, la funcție, în tinderea asta. La momentul vârstă, da, precum fiul risipitor, care a plecat acasă, mi-a spus, da, dar pentru că de averea mea, și o întrebare bună să am de meditație, de ce oare ce o să duce de acasă în fiul risipitor? Avea de tot, nu-i ținut nimic. Poate și experiența, dar am tot înapoi, altfel îmbunătățit. Da? Și toți avem nevoie, toți suntem finiți în fața sau altfel. Și mi-a zis, asta mi-a zis, trebuie să avem discernământ. Și asta mi-a zis, prin experiență, direct. Și mai departe, la un moment dat, la mai mărișor,
mi-a spus pentru așa, a fost la el, mi-a spus fără să știe foarte mult de ce fi povestit, eu cum îmi cresc copiii, mi-a zis că ai crescut bine copiii, mi-ai lăsat lanțul lung. Nu trebuie să crești. Deci mi-a spus la mine, o libertate a lor, totul trebuie să vine dintr-o înțelegere profundă a lucrurilor. Trebuie să înțeleagă ce este bine și ce este rău, de ce este dătămător să facă anumite lucruri și de ce este bine să facă altul. Asta ține de noi, timp petrecut cu ei, timp petrecut cu ei. Și vă spun, am exemple poate șocante de copii de preoți, că părinte sunt ieșiți din biserică. Pentru că părintele este atât de, cum spune, acaparat de atribuțiile și de așa, că nu am timp să repare. Foarte delicate, foarte delicate. Totul pe nuchii. Da? Ori cu atât mai mult, dacă un copil de preot, un copil de la unui, să zic, om de biserică, care este tot așa acaparat de profesie, de dorința de a aduce bani în casă ca să ofere tot ce trebuie. Dar vedeți ce capcan este aici. Cum a presupunut că dat oamenii afară, să se facă un viitor copiilor lor. Și copiii lor sunt distruși. Și vă rămas fără părinți. Da? S-au distrus familii, s-au distrus copiii și așa. Care este prețul? Vedeți că nu înțelegem că pentru toate există un preț. Pentru că e lumea în care trăim și ne acaparează lumea aceasta materială și toți suntem vicini. Vă spun și eu simt acest Duh și mă înscrie. Acest Duh al lumea, acest Duh material care se infiltrează peste tot așa, se insinuează peste tot. Și în tine să acapareze totul. Este ca un șarpe vrăbitor. Pur și simplu, acest Duh. Acest Duh, mamona, știți? Duhul posesiei de bunuri materiale, Duhul avuției. Și nu putem sluji, așa mi-a spus, la doi, la trei stăpâni. Cu Dumnezeu și la noi este imposibil să ne întunerim cu Dumnezeu, pentru că n-au nici o părtășie. A trebuit să optăm la un moment dat pentru ceva. Iar faptul că noi se avem de multe probleme cu copiii, așa de că noi ne-am optat într-un fel inconștient. Și ne-am lăsat acaparați de această dorință de a oferi tot ce înseamnă material conform, material transparent și fabricet, să aibă cine am avut eu. De ce? Sigur că e suficient de noi nevoie ca părinte să asigur un minim material de dezvoltare, de educație, de hrană, de îmbrăcăminte, dar nu e excesiv. Am iarăși exemple de copii din familie avute, care sunt distruși. La 30 de ani sunt distruși, aproape total. Da? Dumnezeu a oferit totul și nu totul, mai mult, mult mai mult decât era nevoie. Poate devine narcisiști. Și știți ce se întâmplă? Își acuză părinții de toată răul care a fost pe ei. Nu mi-ai făcut, nu mi-ai dat, din cauza ta și așa mai departe. Nu-și acceptă niciun de responsabilitate, că așa a fost crescut. Și întotdeauna mă, la ce am greșit? Cu ce am greșit? I-am dat tot ce am făcut. Sigur că i-am dat tot ce am făcut. Dar nu știu ce trebuie eu. Știți? Cam atât. Mă ajutați.